melodie făcută de bine pentru ăștia care stăm departe de copiii noștri câteodată. Să le facem case, palate, să le băgăm bani mulți în cont, dar să recunoască de noi cândva. Domnul Costi, 50 de euro pentru Leo, Leonardo și Nicolas, băieții lui, și viața lui, nevestica lui. Mulțumește că i-a dat doi băieți ochiul lui din cap pentru copiii mei strească. Băieții tăi, Leonardo și Nicolas, 50 de euro pentru nas și mar special, pentru socrii mari, pentru socrii mici, pentru frații din Lepe, dinastia adevărată, pentru domnul Guță, deputatul cu mătru, pentru renul lui cu mătru meu, Lali, Chiki, cu mătru țene, domnul Petre Ustaliu, domnul Doren, toată lumea invitată, domnul Paul, 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 Paul Modialu, să-i dăm o fericire. Auzi vorbele astea. Sunt plecat, Doamne, de gând de zile. Stau numai plecat prin țări străine. Eu de acasă, Doamne, nu plecat. Dar mi-aduc aminte cât de supărat era. Și pentru finanțatorul Costi și toată lumea bună. Dar când sună fata mea, mi se topește inima. Când îți spune cu foc greu, ai grijă de tine, tata mea. Când sună băiatul, mă apucă oftatul. Când îți spune cu foc greu, tu vii acasă, tata mea. Socru mii, astea copilașii. Bineînțeles pentru colombianul și copiii lui, să dea Dumnezeu fericire și noroc. Cu permisiune merg și la el și apoi revenim la scenă să cântăm pentru toată lumea egal. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Domnul Colombianu, ne cerem scuze. Pentru fetele lui, pentru Shakira, Francisca și prințul băiatul lui și doamna Simona, nevestica lui, familie frumoasă. Nu în ultimul rând, pentru domnul Costel Carton, dinastia din Lepe, pentru măicuța lui, pentru doamna Papuna, 50 de euro, să-i fac și eu două vorbe, pentru Shakira, Francisca, prințul, prințul, prințul. Să trăiești, prințule, să dai 50 de euro. Una, două, de acolo, de la scenă, să faci o dată. Stop, să faci o primire. O primire.
Columbiene! Când sună Shakira mea, vreau mă doar în inima. Nu zic pe Francisca mea, că-mi dau viața pentru ea. Dar mai e și prințul meu, alo-i Dumnezeu meu. Două fete și un băiat, n-am cum să fiu supărat. Când sună Shakira mea, vine și Francisca mea. Toată partea lui Columbianu, pentru fetele lui, două fete și un băiat, Francisca, Shakira și prințul, trei copii cu noroc. Prințul care îi duce mai departe valoarea din partea lui Columbianu, încă 100 de euro la vorbele care reprezintă băiat. Când sună Shakira mea, mi se topește inima. Nu zic de Francisca mea, că ea-i tinerețea mea. Dar cine e regele meu? Valoarea mea e prințul meu. Valoarea mea e prințul meu. Prințul meu e șeful meu. Două fete și un băiat, ăștia soții tăi din cap. De la Michael Jackson, de Spania și de România, frățiorul Columbianu. Vrea și el pentru Ricardo și Gilbert pe loc, să vedem dacă găsim 50 de euro. Ia-uzi. Bate inima din piept, îl văd, Doamne, pe Gilbert. Hai, ducă-l mă-n voilor, când apare Ricardo. Ăștia soarele din cer, sunt băieții lui Michael. Dacă dau un telefon, să vină Michael Jackson. Haide, mă! La Sorin, my brother, pentru copila și lui Alexandra, Denisa și Francisco, două vorbe pe loc de la Dumnezeu. Și copila verii lui și copila surioara lui Fernanda, Francisco și Lucas. Și revenim la copiii tăi, Alexandra, Denisa și Francisco. Ia uite. Mi s-o rupe inima când vine Francisca mea. Și-mi dă mâna să mă scol și nu mă lasă să mor. Mai e și Alexandra când în sala mea pentru ea. Nu sunt vorbe la mișto, șeful meu e Francisco. Avem copii cu noroc, facem bani când stăm pe loc. Numai pentru ei muncim, pentru ei ne chinuim. Avem copii valoroși, ține-i, Doamne, sănătos. Numai pentru ei muncim, pentru ei ne chinuim. S-a cântat două, trei vorbe la plăcere la frații mei și am o melodie aici la scenă cu drag pentru toată lumea. Tot despre familie vreau să cânt. Domnul socru mic, domnul socru mare, domnul Costi și familia lui, domnul Nicu cu toți frații lui, care nu mai au nevoie de prezentare. Domnul Batalu, să-ți trăiască copiii, finanțator acolo cu masa lui, domnul Petre Uștaliu, cu mătru meu mai mare, să aibă parte de familia lui. Țene, care mi-e și frate, mi-e și cumăt. E familie dulce, caldă și mă bucur la Dumnezeu. Cum îi spuneam și lui Cichi și lui Lali, când vă văd, pe ăștia care mă iubiți și m-ați crescut, și eu am stat lângă voi,
parcă trece și oboseala, trece tot și vine totul de la Dumnezeu, așa cum știe domnul Guță, că stăm în picioare de atâția ani cu drag în fața dumneavoastră. Dacă am uitat pe cineva, ne cere scuze, într-un cuvânt pentru toată lumea, să cânt și o melodie de familie. Si majora gol. Viața mea, familia, va fi mereu pe primul loc. Copiii mei, nevasta mea, pentru mine înseamnă tot. În viața mea, familia, va fi mereu pe primul loc. Copiii mei, nevasta mea, pentru mine înseamnă tot. Și pentru sora și frățiorul meu, să aibă parte de familia lui frumoasă. Ia-uzi! Toată viața am riscat, umblam păstră supărat, poate umblam nemâncat cu focul al meu băiat. Amețesc când merg pe drum, nimănui n-am cui să-i spun, nimănui n-am cui să-i spun durerea ce-o simt acum. Când vin acasă supărat, supărat, și termina. Când va băiatul meu, parcă vă bă Dumnezeu. Atențiune, finanțatorul, în primul rând, pentru varul lui, pentru Guță cu scrumare. Guțu, Guțu, Guțu! Pentru Guli cu scrumii, nașii din Anglia, pentru toată această adunare, toți invitații de la finanțatorul și pentru fetițele lui, melodia asta, Rebecca, Denisa și Yasmina, și pentru nevestica lui Sonia și nasul lui Hulă și cumnatul Versace, să-ți trăiască copilașii și nevestica ta. Pentru Denisa, Yasmina și Rebecca. Ia-uzi. În viața mea, familia, va fi mereu pe primul loc. Copiii și nevasta mea, pentru mine înseamnă tot. În viața mea, familia, va fi mereu pe primul loc. Copiii și nevasta mea, pentru mine înseamnă tot. Rebecca mea, Yasmina mea, pentru ele îmi dau viața. Și Denisa, Denisa mea, alinarea nu t-a dat. Rebecca mea, puterea mea, Yasmina mea, e fericirea mea. Și Denisa, și Denisa, și Sonia,
puterea mea. Umblam păstră supărat, supărat și gândura. Aveam tristă inima cu focul de fata mea, care spunea tot mea, da, ai grijă, da, tine, tata meu, ai grijă, tăicuțul meu, că e supărat mereu. Când vin acasă supărat, supărat și gândurat, din alțatorul, când văd fetele mele, Doamne, zic-o prin putere, Doamne, zic-o prin putere. Denisa mea, Denisa mea, e viața mea, e viața mea, Rebecca mea, Rebecca mea, și Iasmina, și-o nevastă cu noroc, Sonia-i pe primul loc, și pentru ea intru-n foc. Trăiască copii și toată lumea prezentă. Tot de la prietenul meu, finanțatorul, să rămână la copiii tăi și la nevestică. Să cântă la scenă cu drag și cu plăcere pentru fetele lui, nevasta lui și tot neamul lui. Cu respect. Degeaba avem bani sau degeaba ai bani dacă n-ai sănătate. E bine să ai sănătate prima dată și bani mai puțin. Bravo, tată! Să rămână, trească copilaș. Hai, Donele! Sunt de euro de la finanțatorul! Suraze! Ce îmi spune fata mea, să mai stau zi lângă ea, mai stai, tată, și cu mine, că mă las singură în lume. Ardă iar focul de bani, ia-i de tu, prinde te duc prin lumea rea, de n-ai pe nimeni. Când vin acasă, supărat, supărat și negândurat. Dar la suraz, în primul rând pentru ce iubește el, lumina ochilor lui din cap. Primul rând pentru familia lui și asemenea și pentru mine și copiii mei, familia mea, de la frățurul meu, de la Suraj. Și pentru măicuța lui, care e și măicuța mea, am recunoscut și am să recunosc, cum spun eu, 100 de ani, să avem parte de măicuța ta, care e și mama mea, și de măicuța mea, care e măicuța ta. 100 de euro de la Suraj! Pentru familia lui frumoasă! Și refrenul ăsta. În viața mea, familia va fi mereu pe primul loc. Tu bizi nevasta mea, pentru mine înseamnă tot. În viața mea, copii, sine, masta mea,
Ce-am visat azi noapte în somn, cum era când am să mor. E cum a trat, numai fata mea plângea, avea tristă inima. Pentru cumandra mea, viața lui cumandru meu ține, achița lui, norocoasa lui, și pentru familia la toată lumea. Și-am visat azi noapte somn, cum era când am să mor. Doar băiatul meu plângea, avea tristă inima, inima mea. Și în mâna, în mâna gol, în mâna de, el varsa lacrimea mare. Se ruga la Dumnezeu, lumina pe tatăl meu. Nu vin acasă, zubără, și gândura apare băiatul meu și încă mâna să mă scot și nu mă lasă să mor. O, când vin acasă au supărat, și-n gândura apare băiatul meu și-mi dă mâna să mă scot și nu mă lasă să mor. Dragoș! Darius! Pentru Darius! Alusurați! Cu milion de ori și pentru toți copiii la toată lumea! Auzi vorbele astea criminale. Dar trei ori era să mor fără niciun ajutor. Din partea lui domnul Cuță, deputatul, pentru cumătru Petre Uștaliu, care e și frate și ține familia noastră, 50 de euro să rămână. Ia vă rog eu. De trei ori era să mor fără niciun ajutor, dar de moarte am scăpat, că a venit când mi-a lăpat. Și striga cu disperare, nu lua pe tata, Doamne, nu lua pe tata-l meu, că stai Dumnezeu meu. Vin acasă să supără, supără și gândura, când mi-am lăpat fata mea, mi-a nimănă durerea. Când vin acasă, au supărat, supărat și gândurile. Când mă băiatul meu, parcă vă văd Dumnezeu, parcă vă văd Dumnezeu. Viața mea, familia, va fi mereu pe primul loc. Cu misiunea asta mea, pentru mine înseamnă doar. În viața mea, familia, va fi mereu pe primul loc. Pentru mine
înseamnă. Să vă trăiască familia, să aveți parte de tot ce iubiți pe pământul ăsta mare. Că familia e totul în viață. Știți foarte bine că poate de la mulți mai în vârstă decât noi am învățat și noi ce înseamnă familia. Când ne povesteau ei mai de mult că doar pentru ei muncim, poate noi eram copii și nu înțelegeam. Acum suntem părinți, realizăm perfect ce ne povestea niște părinți cândva. Iar acum am o melodie separată. Mirele, mireasa, nașul, nașa, ăsta e ringul de dans, cel mai bun ring de dans e aici. S-aude perfect studioul. Melodia din zi în zi, eu mai mult te iubesc. Pentru toată lumea prezentă.